te așteptai la rezultatele astea și Farul și Sepsi să joace la nivelul ăsta? Deci mă uitam, ne-am mintit că juca Farul, a jucat Farul, hai Farul, dar Sepsi a murit pe teren la Craiova. Sepsi făcea oia alunecări de la Sepsi. Dar de ce nu aduci în discuție și Rapidul? Da, da, și Rapidul, senzațional. Băi, fratele meu, Rapidul a jucat de senzație. Fii atent aici. Da, da. Bă, de senzație. Primul meci în care la echipa lui Mutu văd viteza. Bă, i-a dezmembrat pe ăștia de la Steaua. A, bine, Steaua face și niște greșeli impardonabile din punct de vedere tehnic. Adică? Da. Mă, nu poți să-i prelungești contractul lui Haralambus, măi, măi, frate, ai un... fundaș central pe Cristiac, da, care este jucător de echipă națională, da, îl blamezi, îl schimbi, îl dai afară. Fii atent aici. Unde se duce, va fi number one. E number one și la Steaua, dacă joacă două, trei jocuri, să-l fie lăsat în pace. Fii atent. Stam ăla care este mai bun decât Daua cu 10 clase, este scos. Îl ușchești? Îl ușchești. Dar țipa Daua. Numai o secundă. Pe Octavian Popescu îl înnebunești până a luat o razna cu capul. Și ăsta? Uh-huh. Bine, ăsta lipsă de educație, n-are educație. Lipsă de educație, ar trebui să-l pregătească, să-l pună un om, un profesor lângă el sau o învățătoare. Dar de ce zici că e lipsă de educație? Nu, în comportament e... Are scăpări. N-are anii aia de acasă? Are scăpări mari comportamentale. Ce n-are anii aia de acasă, aia 7 ani? Cred că pe ea îi lipsesc alții. De la 7 la cât are? De la 7 la cât are, da. Și de ce să-i pună? Că nu înțeleg. De ce să-i pună lui învățătoare? Că nu înțeleg. Profesoară. Măcar 2-3 luni de zile să se ocupe de el. Să ce? Să-l învețe să vorbească? Să vorbească, să se exprime, să se... Să mănânce, să se îmbrace, să vorbească o limbă străină. Acum, asta este trendul. Înțelegi? Sunt multe de... Doamne, să ai lotul stelei și să nu... Îți continuă enumerarea. Ai zis de Cristea, ai zis de Tam, ai zis de... Îi prelungeai contractul lui Haralambus? Îi prelungeai contractul lui Haralambus? Nu. Nu. Să nu îți găsești tu... Că ai avut în club și l-ai dat la Constanța, e printre cel mai bun, un mijlocaș în fața fundașilor centrali. Mă, știi care a fost ideea genială a lui Hagi? A jucat cu 4 fundași centrali, mă. Ceea ce n-a văzut lumea, mă. A jucat cu 2 mijlocași în fața fundașilor centrali mari, greoi, dar pasangii buni și aici a câștigat totul. Uh-huh. De aici a câștigat totul. El a câștigat la mijlocul terenului. Steaua lui Becali a pierdut la mijlocul terenului ăsta. Olaru nu e jucător să-l pui în fața fundașilor centrali. Nu!